Continuăm seria celor 10 echipuri comuniste din România, și vorbim acum despre doi. Gheorghe Gheorghiu Dej, născut în anul 1901 într-o familie săracă de muncitori brădean, Gheorgheu Dej urmează meseria de electrician și se lasă atras de mirajul comunismului la vârsta de 29 de ani, atunci când se înscrie în PCR. Este arestat în anul 1933 și, 3 ani mai târziu, devine lider al comuniștilor din închisori în timpul lui Ion Antonescu, este transferat în lagărul de la Târgu Jiu, acolo unde își petrece cea mai mare parte a detenției pe perioada celui de al doilea război mondial. Tot aici în parte celula cu un alt deținut celebru, nimeni altul decât viitorul președinte Nicolae Ceaușescu, cel pe care îl inițiază în tainele doctrinei comuniste lider politic influențat puternic de politica lui Stalin, deci devine prim-ministru al țării în anul 1952, nu înainte de a epura partidul de membrii facțiunii moscovitei, căror lider era nimeni alta decât Ana Pauter. Deci este artizanul eliberării României de către ocupația sovietică și tot el dacă primele semne de rebeliune față de Moscova, atunci când respinge ideea unei României care să devină grânarul blocului sovietic. Dej deci este cel care pune bazele combinatului siderurgic de la Galați, a fabricilor care să susțină industria grea și chiar închide editura cărții ruse din România. Pe de altă parte, Dej deci este artizanul a mii de arestări și morți din rândul intelectualilor și așa și lor dușmanei poporului, atitudine care îl transformă în ochii românilor într-un veritabil dictator. Și totuși, comunismul promovat de Dej este unul de factură naționalistă, el făcând referiri fățișe la Basarabia românească și chiar demarează relațiile diplomatice cu SUA în plin război rece. Gheorghe Gheorghiu Dej s-a stins în anul 1965 de un presupus cancer la ficat, Ion Mihai Pacepa susținând, însă, ideea unei radieri în timpul unei vizite a liderului român la Moscova, asta ca urmare a politicii sale tot mai independente. În urma sa, venea cel care avea să ducă România în la epocă de aur, protejatul lui Dej, Nicolae Ceaușescu. Abonați-vă, apreciați și distribuiți!